Săptămâna trecută nu a fost deloc una liniștită pentru pompierii hunedoreni. Aceștia au fost nevoiți să intervină la sute de cazuri, atât pentru stingerea incendiilor, cât și pentru salvarea de vieți omenești. Cele mai multe acțiuni le-au desfășurat paramedicii smurde din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au intervenit în peste 300 de cazuri. În ultima săptămână, echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iancu de Hunedoara al județului Hunedoara, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuperării și salvării persoanelor din medii ostile vieții, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat, au participat la un număr de 380 de evenimente, după cum urmează. 312 cazuri smurd pentru acordarea primului ajutor și transportarea la spital a persoanelor rănite ori cu probleme medicale grave, 5 incendii de vegetație și resturi menajere, 2 incendii produse la o anexă gospodărească din localitatea Cigmău și la un stâlp de curent din municipiul Petroșani, 6 evenimente rutiere produse pe raza localităților Gioagiu, Hășdad, Hunedoara, Pui, Ocișor și Luncoiu de Jos, unde pompierii militari au intervenit pentru extragerea persoanelor încarcerate din autoturisme, acordarea primului ajutor calificat și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Cadrele ISU Hunedoara, a căror medie de intervenție a fost de peste 2 pe oră, anunță că și în continuare vor fi la datorie în permanență pentru a veni în sprijinul populației. De asemenea, pompierii au participat la 11 misiuni de verificare la secțiile ATI ale unităților spitalicești din județ, au avut 4 activități de recunoaștere la operatorii socioeconomici, o activitate de informare preventivă, 5 deblocări de uși de acces în locuințe, 6 intervenții de asigurare a măsurilor PSI, precum și 23 de intervenții în sprijinul echipajelor SAJ Hunedoara, 2 degajări de persoane din medii ostile și alte 3 intervenții. În continuare, pompierii militari hunedoreni sunt pregătiți să intervină 24 de ore din 24 pentru fiecare situație de urgență semnalată. Și săptămâna aceasta se anunță a fi, din păcate, una plină pentru pompierii hunedoreni, aceștia fiind deja solicitați în mai multe acțiuni de salvare. Una dintre ele a avut loc în satul Valea Lupului, din comuna Baru, la un incendiu izbucnit la o casă. Întrucât locuința se afla într-o zonă izolată, accesul autospecialelor a fost limitat. Mai mult decât atât, pompierii s-au confruntat și cu lipsa unei surse de apă în apropierea casei. Cu toate acestea, incendiul a fost localizat și lichidat fără a se înregistra victime.